Bună ziua, dragi colegi! Bine ați venit la ședința de astăzi. Este ședință extraordinară și, după cum știți, după constituirea, investirea Consiliului Local și depunerea jurământului, în termen de 3 zile a fost emis ordinul prefectului privind validarea Consiliului Local, termen de la care putem stabili în Consiliul Local comisiile de specialitate și, sigur, alegerea viceprimarului. Înainte de a supune la vot ordinea de zi, o să fac prezența, da, domnul Balaș Constantin prezent, Buzatu prezent, Cenger prezent, Chiper Gheorghe prezent, Corpas Mihai prezent, Corpas Vasile prezent, Devrețen prezent, Manea Ilie prezent, Milia Pănel prezent, Mocondureanu prezent, Nicodim Elena prezent, Paierele Cosmin prezent, Pop Iuliana prezent, Stănuleț Dumitru prezent, Stoica prezent, Adriana prezent, Stoica Alina prezent, Verdeș Mirela prezent. Din cei 17 consilieri, toți sunt prezenți. Am să vă supun la vot ordinea de zi. Așa cum spuneam, astăzi are loc ședința extraordinară a Consiliului Local și avem pe ordinea de zi 3 proiecte de hotărâre. Primul proiect se referă la alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni. Proiectul numărul 2, constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate. Și numărul 3, proiectul numărul 3, alegerea viceprimarului orașului Bermănești. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă? Cu unanimitate de voturi a fost aprobată ordinea de zi. Așa cum spuneam, primul proiect pe ordinea de zi, alegerea președintelui de ședință. În mandatul care s-a încheiat săptămâna trecută, am avut o regulă în ordinea alfabetică și am început, dacă vă aduceți aminte, cu domnul Buzatu, ținând cont de faptul că este decanul de vârstă. Propunerea mea este ca pentru următoarele 3 luni să fie domnul Buzatu Mihai președinte de ședință, dar aștept și alte propuneri. Domnul Buzatu propune. Deci domnul Buzatu este propunerea și din partea domnului consilier Marea. Mai sunt alte propuneri? Supunem la vot primul punct pe ordinea de zi și îi dau și citire. Se aprobă alegerea președintelui de ședință în Consiliul Local Bermănești pentru o perioadă de 3 luni în persoana domnului Buzatu Mihai, care va conduce ședințele Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate de către acesta. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă, cu unanimitate de voturi a fost aprobat primul punct al ordinei de zi și îl rog pe domnul președinte de ședință, domnul Buzatu Mihai, să vină aici lângă noi. Permisiunea dumneavoastră, o să trecem la punctul 2 pe ordinea de zi, alegerea comisiilor, membrilor din comisiile de specialitate ale Consiliului Local.
la fel o să fac trimitere la mandatul care s-a încheiat săptămâna trecută. Noi avem 3 comisii de specialitate în cadrul Consiliului Local și am să dau citire. Comisia Juridică pentru Administrație Publică, Învățământ, Cultură, Sport, Sănătate, Protecție Socială, Respectarea Drepturilor Cetățenilor, Apărarea Ordinii Publice. Comisie care este formată din 7 membri, pe scurt este cunoscută sub titulatura de Comisia Juridică. A doua comisie pentru studii și prognoze economico-sociale, buget, finanțe, realizări, lucrări publice este formată din 5 membri, pe scurt Comisia Buget, Finanțe. Și sigur, a treia comisie pentru urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public, privat al orașului, precum și protecția mediului, comerț, conservarea monumentelor istorice, comisie care este formată din 5 membri și este cunoscută sub titulatura de Comisia pentru Urbanism. Repet, deci la Comisia Juridică avem 7 membri, la Comisia Economică 5 membri și la Comisia pentru Urbanism avem la fel 5 membri. Dacă supun la vot, dacă sunteți de acord cu cele 3 comisii, așa cum le-am propus astăzi, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? În unanimitate de voturi a fost aprobată structura celor 3 comisii și a numericului și vă rog să faceți propuneri pentru Comisia Juridică. Doamna Mocondureanu, vă rog. Pun în Comisia Juridică pe domnul Buzatu, doamna Cenghe, Manea, Nic. Vă dau microfonul că nu ne auzim. Și după aceea dați domnul. Bună ziua, domnilor și doamnelor! Propun în Comisia Juridică să facă parte domnul Buzatu Mihai, doamna Cengher Ionela, domnul Buzatu, Cengher Ionela, Manea Ilie, Nicodim Elena și Pop Iuliana. Colegii de la PSD. Domnul Balaș. Merge microfonul ăla? De la PSD, doamna Stoica Alina. Mai trebuie unul, doi. Și doamna Verde. Și doamna Verde. Da. Bun. Deci, Comisia Juridică. Comisia Juridică, în urma propunerilor făcute de către cele două formațiuni politice, are următorul, să zic, conținut. Buzatu Mihai, Cengher Ionela, Manea Ilie, Nicodim Elena, Pop Iuliana, Verdeș Mirela și Stoica Alina. Supunem la vot membrii Comisiei Juridice. Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă? Membrii Comisiei Juridice, după ce vom finaliza și cu celelalte două comisii, se vor retrage și își vor alege un președinte. Deci cei 7 membri se vor retrage în sala de ședință și vor alege un președinte al Comisiei Juridice. Mergem la cea de-a doua comisie, Comisia pentru Studii și Prognoze Economice sau Comisia Buget Finanțe. Vă rog să faceți propunere. Doamna Cendea. Propun pentru Comisia Buget Finanțe următorii membri. Domnul Paerele Cosmin, domnul Podcas Mihai, doamna Mocondureanu Oana și doamna Stoica Adriana. Pro colegii de la PSD. Domnul Debrețin, da? Carol, da? Dau citire componenței Comisiei Buget Finanțe în urma propunerilor. Paerele Cosmin, Corpaz Mihai, Mocondureanu, Stoica Adriana și Debrețin, Carol. Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă?
cu unanimitate de voturi, a fost aprobată și componența Comisiei Buget-Finanțe. Trecem la cea de-a treia comisie, Comisia pentru Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat al Orașului, Protecția Mediului, Comerț, Conservarea Monumentelor Istorice. Comisie formată din 5 membri, vă rog să faceți propuneri. Doamna Nicodim. Propun pentru Comisia de Urbanism următorii domni. Cotfas Vasile, Chiper Gheorghe, Stănuleț Dumitru, Mila Fănel. Și domnul Costel Balaș de la... Domnul Balaș. Da. În urma propunerilor, dau citire Comisiei de Urbanism, Cotfas Vasile, Chiper Gheorghe, Stănuleț Dumitru, Mila Fănel, Balaș Constantin. Supunem la vot membrii Comisiei de Urbanism. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Unanimitate de voturi a fost aprobat și aprobată și componența Comisiei de Urbanism. Spuneam că fiecare comisie de specialitate își alege prin votul deschis al majorității membrilor, da, câte un președinte și un secretar. Acum, rugămintea mea, fie vă strângeți pe grupulețe și alegeți câte un președinte și un secretar, fie mergeți în sala de ședințe. Rugămintea mea, în 3 minute să avem la cele 3 comisii președinții, da? Deci, Comisia Juridică, Buzatu, Cengher, Manea, Nicodim, Pop, Iuliana, Verde, Ștoica. Vă rog, strângeți-vă un pic și haideți un președinte și un secretar. Și semnați și condita, da? Comisia Buget Finanțe, Paierele, Cosmin, Cotfas, Mocondureanu, Stoica, Adriana și Debrețin. Un președinte și un secretar, da? Și Comisia Urbanism, Cotfas, Vasile, Chiper, Stănuleț, Milea și Cubalaș Constantin. O să reluăm ședința în urma dezbaterilor pe care le-ați avut pe comisii. Vă rog să-mi comunicați. Comisia Juridică, cine este președinte? Comisia Juridică. Cine? Doamna Cengher. Face microfonia. Președinte Cengher Ionela, secretar Stoica Alina. Nu vreau acolo, dar să vedeți cum. La Comisia Buget Finanțe, președintele. La Comisia Buget Finanțe, președinte Paierele Cosmin și secretar Stoica Adriana. Stoica Adriana, da? Secretar. Da. La Comisia de Urbanism, președinte. Mirea Fănăr. Cotfas Vasile, secretar. Cotfas Vasile, secretar. Bun. Acum vom supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi, așa cum l-am stabilit pe fiecare comisie, componența și cu, sigur, președinții. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Unanimitate de voturi, a fost aprobat și punctul 2 de pe ordinea de zi, privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Dărmănești, în principalele domenii de activitate. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Dărmănești. Înainte de a trece efectiv la vot, vreau să facem câteva câteva discuții legate de cum se desfășoară alegerea. În primul rând, vă propun să avem o comisie de numărare a voturilor, de validare, de numărare a voturilor exprimate privind alegerea viceprimarului. Ca și numeric, vă propun 5 membri să facă parte din comisie. Cine este pentru numericul de 5? Eu vreau să fac. Dacă se abține cineva ca numeric, dacă este cineva împotrivă. Vreau să faceți propuneri pentru a nominaliza cei 5 membri. Vă rog, da. Doamna Pop. Eu
Eu vreau să îi propun pe Cenger Ionela, Manea Ilie Buzat. Și Buzatul Mihai. Și Buzat. Colegi de la PSD. Stoica Alina. Încă unul. Doi, ca să fie cinci. Și domnul Debrețin. Unul din ei trebuie, da, să fie Balaș. Președinte. Bun. Cine a rămas? Deci nu, am propus-o pe Stoica Alina și mai propun pe cineva de la dumneavoastră, pe Nicodim Elena. Pe Nicodim Elena. Deci, în urma propunerilor dumneavoastră avem așa. Din comisia de validare fac parte Cenger, Manea, Buzatu, Stoica Alina, da, și Nicodim Elena. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă se abține cineva. Dacă este cineva împotriva. Se abține doamna, da? Doamna Nicodim se abține. Rugămintea mea, comisia de validare, de numărare, se retrage două minute și alegeți un președinte. Da? Hai, alegeți un președinte între. Deci, Cenger, Manea, Buzatu, Stoica, Alina și cu Nicodim. Un președinte, repede. Hai. Președintele comisiei de validare este domnul Buzatu. Deci domnul Buzatu președinte. Da? Da. Bun. Pentru că am parcurs prima etapă de alegere a comisiei de numărare și validare a voturilor, vreau înainte de a trece efectiv la vot să mai fac o precizare. La alegerea viceprimarului am gândit un buletin de vot. Pe buletinul de vot vom avea înscrise numele propunerilor făcute de dumneavoastră. Avem coloană și cu apartenența politică sau partidul politic și opțiune da sau nu. Avem pe fiecare buletin de vot o notă. Înregistrarea pe buletinul de vot se face în ordinea propunerilor făcute, iar exprimarea votului se va face prin înscrierea cuvântului da sau nu la rubrica opțiune, din dreptul fiecărui candidat. Deci, rugămintea mea este, la fiecare propunere, la coloana cu opțiunea, să scrieți da sau nu, ca să nu rămână niciun spațiu liber și cumva cineva să interpreteze. De asemenea, deci dacă ați ales o opțiune în care a spus da la cealaltă opțiune sau la celelalte opțiuni care vor fi, sigur treceți nu. Sunt nule buletinele de vot pe care se exprimă mai mult de o opțiune cu da. Da? Deci dacă avem pe buletinul de vot două opțiuni cu da, e clar că e un buletin nul. De asemenea, este nul buletinul care nu are nicio opțiune. N-am trecut nimic și rămâne în alb. Este buletin nul. Votul este secret. Fiecare dintre dumneavoastră veți primi un buletin de vot după ce vom face propunerile. Doamna secretar se va retrage, va înscrie numele fiecare propuneri, va semna fiecare buletin, da? Veți semna și pune și o ștampilă pe buletin, după care vor fi buletinele aici pe masă, fiecare veți lua un buletin, mergeți în sala de ședință și votați, după care veniți și vom pune buletinele de vot în această urnă. După ce s-a finalizat procesul electoral, procesul de votare, vom invita membrii comisiei de validare pentru a număra buletinele de vot. Rugămintea mea este ca președintele pe care dumneavoastră l-ați ales să fie cel care scoate din urmă buletinele, le arată celorlalți și sigur le vom consemna într-un proces verbal. Deci comisia de validare va face o minută, un proces verbal în care va consemna cine, care au fost propunerile, da, și ce s-a obținut cu câte voturi. După care fiecare din membrii comisiei de validare va semna pe acel proces verbal.
Procesul verbal îl aducem la cunoștință, după care supunem la vot. Dacă ați înțeles, dacă sunt ceva neclarități, deci buletinul de vot arată așa, avem el în dublu exemplar, buletinul de vot are, Costel, te rog să dai un buletin, da, se vadă toată. Vom înscrie, așa cum spuneam, propunerile, după care avem partidul politic și opțiunea da sau nu. Dați din mână mână fiecare să vedeți că nu. Dacă nu mai sunt probleme, eu aș propune să trecem la etapa următoare și să facem propuneri. Din partea Partidului Național Liberal, dați-mi voie să-l propun la funcția de viceprimar pe domnul consilier Cosmin Faie. Vreau să mă uitați. Colegii de la PSD. Deci avem două propuneri, din partea Partidului Național Liberal Cosmin Paelele, din partea Partidului Social Democrat Liberul de Vrețin. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mai sunt, vă rog 2 minute să pregătească doamna secretar cele 17 voturi cu opțiunile propuse de dumneavoastră, după care vom trece efectiv la vot. Vă propun să votăm în ordine alfabetică, da? Eu o să vă citesc de pe, cred că este aici. Să aduci un pic condica, da? Da. Eu vă citesc de pe condică și mergeți fiecare și, da, deci 2 minute. Începem procesul de votare a viceprimarului. O să vă invit în ordine alfabetică. Balaș Constantin. Își lua un buletin de vot, mergeți în sala de ședințe. Semnează și era domnul Buzatu, da? Semnează și aveți. Pregătește domnul Buzatu. Goală, să vede. Arătă-ți la mine. La mine, la mine. Stai, așa. A, așa, da, da. Domnul Buzatu, vă rog. Să mergem în sala de ședințe? Așa de parte? Nu, puteți să vă duceți unde vreți. Suntem aici pe primărie. Unde vreți. Da, e acolo, ca să. Da. Ce bine. Facă asta. Doamna, ce înghele, Nela? Împăturit. Pregătește domnul Pe.
Și trebuie să semnezi cont, da? Se gătește domnul Cotrat Mihai. Pregătește domnul Corvat Vasile. Pregătește domnul Debrețin. Pregătește domnul Mane Ilie. Pregătește domnul Mila Fănel. Pregătește doamna Mocondureanu. Pregătește doamna Nicolina Elena. Pregătește domnul Cosmin Bairman. Pregătește doamna Popliana. Pregătește domnul Stănulescu Dumitru. Pregătește doamna Stoica Adriana. Pregătește doamna Stoica Alina. Pregătește doamna Weber. S-a încheiat procesul de vot a colegilor consilieri pentru alegerea viceprimarului. Rog doamna secretar, împreună cu comisia de validare, formată din
Cenger, Manea, Buzatu, Stoica Alina și Nicolin Elena, da, cu domnul Buzatu președinte, să luați urna, mergeți în sala de consiliu și vă rog să numărați, da? Mergeți împreună toți acolo. Pentru că s-a finalizat procesul de numărare a buletinelor de vot privind alegerea viceprimarului, îl rog pe domnul profesor Buzatu, domnul consilier, în calitate de președinte a Comisiei de Validare, să ne comunice rezultatul votului. În urma numărării voturilor, rezultatele sunt următoare. Domnul Cosmin Pairele, 13 voturi PAN, și domnul Dobrețeni, 4 voturi PAN. Voturi nule n-au fost. Deci în urma deliberării Comisiei cu 13 voturi pentru a fost ales viceprimar domnul consilier Pairele Cosmin. Supun la vot punctul 3 de pe ordinea de zi privind alegerea viceprimarului orașului Dărmănești. Articolul 1. Se alege în funcția de viceprimar al orașului Dărmănești, din județul Bacău, domnul consilier Cosmin Pairele. Cine este pentru? Nu mai plecat să dar avem voturile 13. Articolul 2. Domnul consilier Cosmin Pairele a fost ales prin votul secret al majorității absolute a consilierilor, respectiv 13 voturi pentru din 17 voturi valabile exprimate. Articolul 3. Pe durata exercitării mandatului de viceprimar al orașului Dărmănești, domnul Cosmin Pairele își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizație aferent acestui statut. Articolul 4. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția a doua. Și articolul 5. Primarul orașului Dărmănești va duce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Îl invit pe Cosmin să vină aici să ia locul de noi. Felicitări, Cosmin, pentru nominalizare. Mulțumesc colegilor din Consiliul Local, reprezentanța ai Partidul Național Liberal, care au susținut propunerea noastră pentru nominalizarea viceprimarului. Ne propunem în echipă, pentru că de astăzi echipa este completă, să ne atingem obiectivele pe care le-am promis în campania electorală și sigur cred că și propunerile care vor veni de aici încolo. Mulțumesc tuturor colegilor, așa cum spuneam și la depunerea jurământului, suntem o echipă care ne propunem să atingem și să susținem toate propunerile care vor veni atât din partea noastră cât și din partea comunității, propuneri care sunt benefice și care aduc plus valoare comunității noastre. Încă o dată felicitări, îl rog pe Cosmin să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua și încep prin a spune că sunt onorat să fiu astăzi aici în fața dumneavoastră și să primesc acest vot din partea celor care și-au exprimat în scris și cu vot secret cele 13 opțiuni cu da. Este un vot care mă responsabilizează foarte, foarte tare. Stăteam cu puțin timp în urmă și mă gândeam, dădeam timpul înapoi și mă gândeam la anul 2016, anul intrării mele în viața politică. Înainte de 2016, pe timpul cât am studiat, făceam acele drumuri între facultate și orașul natal. De fiecare dată când plecam din orașul natal spre facultate, doream
ca la întoarcerea mea să văd o schimbare în acest oraș, în orașul Dărmănești. Nu s-a întâmplat acest lucru. În 2016, cum spuneam, am intrat în viața politică alături de niște colegi extraordinari, colegi care erau conduși de un lider, un lider adevărat, care a adus acest orășel care nu înregistrase până în 2016 nicio schimbare, l-a luat de la nivelul de, o să-i spun așa, comună slab dezvoltată și a făcut toate lucrările pentru a-l aduce la starea inițială, adică un oraș dezvoltat. Mergeam în 2016 prin oraș și domnul primar le spunea la momentul respectiv oamenilor: o să asfaltăm într-un an din bugetul local 1 kilometru, adică în 4 ani, total 4 kilometri. Oamenii erau excepțional de bucuroși că până atunci străzile erau oarecum degradate, o parte din străzi. A trecut timpul și suntem la momentul de față, când de la acei 4 km pe care domnul primar le-a promis oamenilor, s-au asfaltat aproximativ 40 de km, dacă zic bine, domnule primar. Și pe lângă aceste asfaltări, că vorbeam de modernizare și de schimbare continuă a orașului în acești 4 ani, au mai fost multe alte lucruri. Spre exemplu, s-a investit și în viața culturală, s-a investit și în viața sportivă prin achiziționarea și reabilitarea stadionului. S-au făcut foarte, foarte multe lucruri. De aceea, eu am spus că este o responsabilitate mare în spatele meu, aceea de a fi viceprimarul orașului Dărmănești. Eu vă mulțumesc pentru votul exprimat. O să fiu viceprimarul, să spun așa, al tuturor. Fiecare problemă, la fiecare problemă trebuie să găsim și o rezolvare. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru nominalizarea făcută și nu pot să spun decât atât. Să ne dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă. Doamne ajută! Mulțumesc, Cosmin, mulțumesc în primul rând cetățenilor orașului Dărmănești care, prin votul exprimat cu o lună în urmă, ne-a investit pe noi la conducerea orașului Dărmănești pe următorii 4 ani. Sigur că munca pe care am depus-o în cei 4 ani s-a concretizat prin voturile exprimate și cu atât mai mult responsabilitatea noastră este și mai mare decât am avut-o până acum. Ținta noastră este să schimbăm în bine comunitățile pe care le reprezentăm, să facem din orașul Dărmănești, așa cum ne-am propus, una dintre cele mai frumoase localități din țară. Bine ai venit, Cosmin, în echipă, este mult de lucru, de mâine vom fi la muncă împreună. Sigur, dumneavoastră, consilierii locali, sunteți armata, să zic, pe care ne bazăm, legislativul nostru, și împreună, în echipă, cu siguranță vom duce la îndeplinire acele promisiuni pe care le-am făcut unii sau alții. Aș vrea, înainte de a închide ședința, să păstrăm un moment de reculegere în amintirea domnului profesor Ardeleanu, care mulți ani a fost profesor la Liceul Tehnologic, directorul liceului și a deținut și un mandat de primar. Dumnezeu să-l ierte, s-a apropiat aseară. Haideți să păstrăm împreună un moment de reculegere. Dumnezeu să-l odihnească și închei prin a mulțumi domnului profesor Buzatu
fost viceprimar în perioada 2016-2020, alături de mine, am făcut o echipă frumoasă. Să mulțumim pentru tot efortul, toată munca pe care a depus-o, pentru că dacă am obținut niște rezultate, le-am obținut împreună, împreună cu domnul viceprimar, împreună cu colegii din Consiliul Local, împreună cu aparatul de specialitate a primarului. Mulțumesc, domnul viceprimar, să vă dea Dumnezeu sănătate în Vrăciol cu satul și, sigur, și de aici încolo să susțineți echipa din Consiliul Local cu experiența și devotamentul de care ați dat dovadă. Mulțumesc, încheie aici lucrările primei ședințe extraordinare a noului Consiliu și rugămintea mea, după ce închidem 2 minute, vreau să mă consult cu dumneavoastră. Mulțumesc, o zi bună!